Iată-ne din nou împreună, Bethania Kids! Sunt împreună cu Lois și cu Priscila, de care e posibil să vă amintiți, însă le mai las pe ele să se prezinte sau să spună câteva lucruri interesante despre ele. Ce ne spuneți, fetelor? Puteți începe care vreți. Hai, Priscila, ai curaj? Ceva despre tine. Care e culoarea ta preferată? Toate culorile din curcubeu. Toate culorile din curcubeu, adică 7 culori preferate? Da. Wow, ce fain! Să te întreb dacă le știi pe toate? Rog vaiv, cred că le știi, așa-i? Îs convinsă. Tu ce ne spui despre tine? Și mie îmi plac culorile, doar că nu din curcubeu. Așa, dar și care? Și albastru și mov. Și albastru și mov. Foarte interesantă alegere, albastru și mov, ia uzi. Bine, fetelor, sunteți pregătite să faceți o activitate foarte colorată atunci împreună cu mine? Da. Uite câte culori am aici. Astăzi aș vrea să învățăm împreună un verset din Sfânta Scriptură. Pentru asta am pregătit fiecăruia dintre voi câte o foaie de hârtie și vă explic ce v-ați avea de făcut. Lois, ia spune-ne încă o dată câți ani ai tu. Eu am 10 ani. 10 ani, așa că tu ești mare și știi să scrii. Îți voi da să-ți alegi un creion cu care să scrii și imediat îți spun eu ce să scrii. Iar tu, Priscila, pentru că ești un pic mai mică, nu vei scrie, vei colora. Așa că te invit să-ți alegi culoarea preferată din curcubeu. Ok, orange. Mm-hmm. Super. Priscila, încep cu tine. Tu, pe această foaie, hai să le arătăm și micilor noștri prieteni, pentru că mami, tati, bunicu sau bunica ar putea să facă o activitate asemănătoare. N-aveți nevoie de prea multe lucruri ca să o faceți. Doar de puțină creativitate și să ne urmăriți cu atenție ca să vedeți despre ce-i vorba. Și în felul acesta puteți învăța împreună versete. Versetul pe care ți l-am scris ție aici pe foaie este versetul pe care și Lois va trebui să-l descopere. Eu ție ți-am amestecat puțin literele. Am scris literele din verset, dar și câteva litere extra. Ce va trebui tu să faci este să numeri, începând cu prima literă, 3 litere pe care nu le socotești deloc. După care, cu portocaliul pe care ți l-ai ales, vei colora primele câte litere? 8 litere, le colorezi pe toate. După aceea, iarăși numeri 1, 2, 3. Știi să numeri până la 3, așa-i? Da. Oh, și încă mai mult. Numeri 3 litere, după care iar le colorezi pe 3 litere. Și tot așa, până colorezi toate literele pe care ți-am spus eu. La final, vom vedea dacă ce ai colorat tu corespunde cu ce a scris Lois, ok? Lois, pentru tine și pentru micii noștri prieteni care ne urmăresc, am o povestioară. În povestioara mea se găsesc toate cuvintele din acest verset. Va trebui să le scrii pe foaie pe cele pe care le pronunț eu mai accentuat, adică mai tare. Și voi acasă puneți pe pauză, luați repede o foaie de hârtie, un creion sau un pix și faceți împreună cu noi acest exercițiu. Să vedem dacă la final ați descoperit deodată cu noi acest verset. Lois, ești pregătită? Da. Într-o zi, mama mi-a spus, cuvântul profesoarei e literă de lege, Lydia. Al tău tătic nu te poate ajuta acum. Este drept să fii pedepsită, pentru că o candelă, ca aceea pe care ai spart-o, este scumpă. Poți să zici asta după tăticul? După tăticul meu? Da. Sigur că pot! Încă o dată. Al tău tătic nu te poate ajuta acum. Este drept să fii pedepsită, pentru că o candelă, ca aceea pe care ai spart-o, este scumpă. Hai că aștept un pic după tine și poate chiar și după voi e nevoie să așteptăm puțin. Știu că voi puteți să puneți pauze, dar știu și că vă place să mergeți în ritmul nostru. Gata, Lois? Da. Continuăm. A fost cumpărată pentru o lecție importantă. O lecție despre picioarele care au obstacole înaintea lor. Ideile mele despre cum trebuie să fii sancționată nu contează.
Și nu vreau să mai discutăm despre asta. Draga mea, tu trebuie să fii o lumină pentru colegii tăi și pe cărarea Domnului Iisus, asta înseamnă să recunoști când greșești și să-și ceri iertare. Fata mea, știu că ai 119 de motive să te întristezi, dar fii optimistă. Cel puțin 905 dintre ele nu se vor împlini dacă înveți pe de rost psalmii. Aceasta a fost povestirea care a inclus toate versetele și referința versetului pe care vi le-am spus. Dacă ați fost atenți, la începutul acestui episod, eu chiar am spus versetul nostru de memorat, doar că poate nu v-ați dat seama de la început. Hai să vedem dacă tu ai reușit să-l descifrezi și apoi dacă Priscila a reușit să-l descifreze și ea. Ce verset ai găsit tu, Lois? Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalm 119:105. Extraordinar! Tu chiar ai fost foarte, foarte atentă și te felicit! Într-adevăr, acesta este versetul din Psalmul 119 cu versetul 105. Și uite că și Priscila reușește chiar acum să termine de descifrat versetul. Foarte bine, Priscila! Bravo! Ia, hai să le arătăm! Uite, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmii 119:105. Exact așa cum l-ai scris și tu și așa cum am accentuat și eu în povestirea mea. Felicitări, fetelor! Haideți să îl învățăm puțin împreună și apoi să-l repetăm. Da, uite, ne gândim așa la cuvântul tău, ca la o Biblie. Ne uităm așa, cuvântul tău este o candelă. Hai să facem ca și când luminează, așa, uite. Este o candelă pentru picioarele mele. Hai să tropăim. Și o lumină, facem așa o lumină mare, pe cărarea mea, facem o cărare în fața noastră. Sunteți de acord cu semnele astea sau aveți altele? Nu. Nu ai altele? Sunt bune? Da? Tu? Ai vreo sugestie? O candelă, putem să mai facem și așa. Așa? De parcă s-ar ține. De parcă s-ar ține. Ah, bună idee! Hai să ținem o candelă în mână atunci. Cum ținem candela? Așa? Și de aici o ținem, nu? Uh-huh. Super, o candelă. Când zicem candelă? A, așa. Alte sugestii? Dacă aveți și voi, ia faceți-ne un desen sau o poză să vedem cum ați învățat voi versetul acesta. Bun, fetele, hai să-l repetăm atunci. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmii 119:105. Îl mai spuneți o dată doar voi? Da. Eu fac semnele, pot să fac cu voi semne? Da. Hai. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119:105. Foarte frumos, fetelor, felicitări! Ați văzut ce ușor e să memorați Biblia? Apropo, duminică te întreb la grupă dacă l-ai memorat și îl ții minte. Și tu sper că îl repeți atâta până îl ții minte de nota 10 și îl spui și la alți copii. Hm? Super! Fetelor, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și sperăm că v-a plăcut să memorați acest verset și nu uitați că, într-adevăr, cuvântul Domnului este o candelă și o lumină pentru noi. Pa, pa, Betania!